Băi, oameni, am vorbit singur pe drum vreo jumătate de oră, am filmat, adică am pornit camera să registreze și nu s-o porni filmarea, că m-am uitat pe aici, povesteam, ha, râdem singur, pe urcările astea pe aici în sus, camera oprită. Am urcat ceva pe aici, prin satul ăsta și acum nici nu știu unde mă aflu, undeva spre Muntele Rece, mă duc spre Mănăstirea Înălțării a Domnului Muntele Rece. Și sper să meargă acum filmarea, un peisaj aici e extraordinar, singur astăzi, dau o tură. Paaa, dăm pe aici în sus. Așa, frumos. Avem grijă pe aici că prin Apuseni circulă oamenii pe mijloc. Prin toți Apusenii, dacă mergeți de la Alba până la Bihor, părțile alea, să aveți grijă cum mergeți. Că ăștia nu prea, cum nu s-o obișnuiți cu traficul, nu îi interesează. Uite ce găscani faini pe aici. Și-o dat din nou atâte lucrurile cu mine, m-au restartat un pic asta cu filmatul, că nu merge camera, băi, bă, și ce fain, mă distram. Povesteam cu voi și de pe drum, și de pe aici. Și lucruri ca și pentru așa cu la care li s-a terminat sezonul moto odată cu terasele, băieții cu colanți. Băgă aici cagula asta după cap, că îngheață ceafa. A fost descărcată bateria, cum a stat ceva timp motocita în garaj, că nu m-am mai dat cu ea din lipsă de timp. Și m-am oprit să setez suspensia, că eram pe două persoane și bagaj. Să mă pun pe unul singur și confort. Ca când trag de gaz, uite că aici să simt cum apas în fotoliu. Cuplu. Uite ce peisaj avem aici în dreapta. Domnul ăștia sunt în stradă, fac grătare mici. Nu știu cât s-a asfaltat drumul ăsta, dacă e tot noi. Inițial vrem să mă duc la caps, da? Căutăm capsul ăsta din apropiere. Am văzut niște curbe aici, i-am dat abandon. Uite, omul ăsta e apă aleargă. Omul e pe gonă, mă. Aveți grijă și la stratul gros de frunze, că cel de sub e umed și foarte alunecos. Am 3 săptămâni de când am scos furculița aia din umăr, mobilitatea la mână nu e maximă, deci nu prea pot să-mi duc mâna după cap, nu pot ridica decât 70% deocamdată. Salut cumva din coloană, așa, alo. Nu aș vrea să dau azi o trântă, că nu am, uite ce fain aici. Culorile astea de toamnă, un pic frig, dar merge treaba și așa. Satan 2. Știți bombele alea? Așa face asta când trage gaz. Oamenii tonă betoane pe aici acum. Până nu vine frigul. Uite, băieță, și-a scos off-road-ul aici, văd că
Am văzut mai jos o cabană faină, adică o cabană din două bucăți. Uite, ce nu vroiam să întâlnesc aici, exact asta am întâlnit. Nisip pe drum. Da, ăsta mie e cel mai motărcă. Și dă motorică pe aici. Iară băieții de la bloc care nu mă în jurul blocului umblă. O să mă facă țăran și o să mă înjure. Și eu zic, da, sunt un țăran, mai zic ceva. E singur astăzi. Vorbesc singur. Uite-mă ce-i acolo jos. Fain. De aici cobor undeva în valea aerii, am văzut. Și mă întorc la Cluj prin Vlaha, Salonta, cred că bine zic, sau la Oradea, lângă graniță. Nu știu. Poziția la ghidon deja văd că nu prea mi-e confortabilă, că e și greu bolundul ăsta, mă și trage un pic. Din pricina umărului mă refer. Mă dor un pic omoplatul așa și nu am 50-60 de kilometri dacă am până acum. Să vedem aici ce e. Asta e mănăstirea? Aha. Deci asta e mănăstirea aici pe dreapta. Faină mănăstire. Dar trebuie să mă opresc. Să ne aranjez un pic acolo asta. Și să-mi închid geaca de tot. O, dacă pot amers. De fapt, am aici un scaiet ăsta. Ăsta mă salvează. Da, noi să vedem ce dăm pe aici. De fapt, ar trebui să-mi pun pe GPS unde vreau să ajung. Cabane faine sunt pe aici. Aici a fost drumul rupt. Auzi ăsta. Vai, ce mă unge la inima. E domnul ăsta pe unde m-ar lăsa să trec de el? Sau cum să fac oare? Să mă lase și pe mine să trăiesc. Uită-ți-l asta ce face. Bă, ăsta nu s-a uitat în oglinzi deloc, cred că, mă, hă? S-a uitat ăsta în oglinzi. Da, nu ce v-am zis aici, în Apuseni, să aveți grijă cu așa. Aici, pe, aici ai Alaska, mă, aici sunt groapă oameni în grădină. Văd că adesc eu glumesc, sunt mormite, aici ai plin de mormite în grădină. Nici IML-ul nu vine, nici nimic. Alo, te sun la 112, alo, anunț că a murit Gheorghe alu Vasile, tipă, bine, și-l îngroapă în grădină, vine popa din satul ăla. Da, mă. Băieță de la bloc, de la betone, vă nu ați văzut din astea. Mai este așa din București, că ăștia tăturile. Tot timpul. Nici știu unde trebuie să mă duc, e aici. Nici nu mă interesează. Asta e scopul călătoriei. Să nu știu unde ai de mers. La Stolna, zice că la Stolna trebuie să o iau. DJ107X 29 de minute. Vedem aici, mă, ce traseu fain, uite. Mai este și pe acolo, pe jos.
ceva. Lasă încet. Cred că mi-a expirat asigurarea. Da. Dar nu sigur. Dăm o tură pe aici, așa. Uite ce fain e. Și acum, într-un kilometru, fac stânga pe drumul DJ107J. Dacă e DJ, sper să fie asfaltat. Dacă nu, trebuie să mă duc spre Boișoara și să mă întorc înapoi și eu. Și mă duc și așa, dacă nu-i, nu-i problemă. Las încet, eu am 80 pe aici. Mă, cât de moartă bateria asta, nu îi place, nu merge bine, se oprește la relanti. Mers așa un pățic că se oprește de câteva ori. Cred că până la urmă trebuie să-mi cumpăr o baterie. Bateria asta are 5 ani. Nu, și aici zice că dăm o stângă. A, uite că e asfalt aici. Cabane din Norvegia. Da. Planșeu mai face un două. Azi de vânzare. Vedem un pic ce e aici. N-am cu cine mă dau, mă, omule, mă. De fapt, nici n-am putut vara asta, că aveam de gând să mă duc să bag bucaniu. N-am reușit și anul viitor, ăsta 2025, voiam să vând asta, să iau un intruder, să mă duc cu el în Spania. Pe autostrăzi. Acum decalez, anul 2025. Cum au zis Viorca Dăncilă, anul 2025, nu mulți au înțeles-o că era derivat din americană, să zic așa, pentru aia care e așa, dorm pe ei. Salut, domnul! Îl fac la anul, cred că mă duc la anul, nu? Ce să zic? Baglanu, ai. Stai să văd cum fac eu cu ăsta acum aici. Cu tirul ăsta n-am. Mă trag acolo pe margini, hă? Ce zici, pot așa oare? Încape, hă? Cape. Hai de capul meu, măi omule, n-o ce zici? Aici. Du-te tare. Pune mult și mână tare, știți pă? Ne vii aici o curbă de asta cu nisip și apare domnul cu trailerul. Drumul ăsta. Mă duc să fac o probă și pe ăsta în sus. Mă, unde mă întorc, așa că nu-și mă prea în forță cu umărul ăsta mort. M-a fost rupt tendonul. Te mă întorc aici, nu, mă duc să văd unde dă drumul ăla. În panta asta, nu știu dacă pot, mă, cu mâna asta. Să văd aici în ea. Opa, nivescă. Și eu, și dacă o pun jos, eu singur nu mai pot ridica. Nu am mâna stângă, nu e bună deloc. Nu pot să car nici un bidon de 5 litri de apă. Nu merge aici, că mi-e frică că și singur nu mai pot ridica asta, că
Știu că nu puteam când eram întreg. Și cu tehnica aia de bag ghidon între picioare și eu ridic și nu merge că mi-i târșă. După atât să aștept o mașină să mă ajute să ridic. A, uite că pot să mă întorc aici. Nu. Și mie îmi trebuie balcani. Eu abia mă întorc pe drum drept. Cu mâna asta moartă. Și curba, mă, că și telefonul, la curbă. Și camera filmează, zice că manete era oprită. Nebuna. Și că mă bag pe aia cine a să văd ce. Poate e numai 10 metri de asfalt. Pentru două cabane cine și hopa. Că vine nea Ion. Da, unde e, mă, drumul? Atâta de mult am coborât, sau am trecut pe lângă el? Măi, omule, mai... Aici. Aici e drumul. Da. Ai, bă, piciorul. Rău, bă, să fie handicapat, să ne-am o mână. În picior am tijă. În asta la altă, nu, nici ce ți-am zis. Oamenii construiesc, acum îl fac drum. Nici măcar n-am vin 200 de metri, că 10. Nu, hai cu tata. Lasă să ne aranjez iar asta. Bolondul. Dăm bătăiță. Ce așa mai larg? Și nu vine iară un trailer cu ceva. Zicem că ce au crescut prețul la terenul și pe aici. Cum s-a întâmplat la Transapuseana asta de la Aiuda Brud. Era 1 euro, 5 lei metru pătrat. Și acum au ajuns 50, chiar și cu 500 am văzut. Depinde unde e poziționat, ce priveli și ai. Dacă ai acces la curent, la apă, gaz, nu știu sigur dacă este acolo. Dar apă cred că este. Ce zici, ai 1000 de metri, 5 lei, cât ia? 10.050 de lei, hai de capul meu, 100.500 de lei și 1.000.500 de lei. Deja e cu 1.000 de ori 1.000 de metri și vinzi pe 50.000, dacă dai la 50 metru pătrat. Dacă dai la 500, deja trebuie să-l parcelezi, să... Îl vinzi în două bucăți. Eu nu ești prost. Ce fain e pe aici. Eu cred că mă duc și invers pe drumul ăsta, că e tare. Tare bolonimul aici, cred că când plouă. Ce bagă apă în șanțurile astea. În râp asta. Aaaa, să nu mai ziceți că țăran, zic eu, mă, vedeți că eu țăran.
Ai văzut cum vorbesc ca un țăran? Mă comport ca un țăran. Da, stau de povești cu tine, poate îți mut maxilarul din două povești care nu-mi convin, fără să-ți dai seama. Așa fac țăranii. Și? Revenim un pic aici la traseu. Dăm un pic bătaie pe aici în jos. Asta e de urcat, mă, că e smar pențele și poți să tragi de gaz. Așa cum îmi place mie și pe cuplul ăsta. Că ăsta nu-i cuplul de la de dat printre blocuri cu 13.000 de ture, numai lui trotinetele alea cel mai bărâie, alea de 600 mă refer, până în feze 6 inclusiv. Chiar R6 și CBR-ul alea nu, că alea sunt jar. Uite, mă, ce fain e pe acolo, în jos, mă. Eu singur astăzi. Mai ușoară, mă, bra. Traseul ăsta. Faceți-l care sunteți aici, în apropiere de Cluj. Și care nu îl știți. Vă zic că merită să veniți. Mai are și cu speed-ul, că nu e trafic pe el și poți să iei corbele, n-ai treabă. Care să mai dă pe frigul ăsta. Uite, de exemplu, aici este nisip. E ceva urme de axă dublă. Uite, domnul umblă singur. Tot oameni de cea mai în vârstă umblă, că așa mai tineri îi dă cu TikTok-ul și interlopi acolo să ceartă și să bat și să împacă. I-ați văzut pe aia? Hai acolo, hai, nu mă, hai tu dincolo. Sălbăticiunile alea de numai de bătăi vorbesc și de vinim 50 și vinim 200. Și de câțiva ani Tesla umblă singură pe drum. În Anglia este taxi de ăsta ce mere singur. Sharing car, cum la noi trotinetele astea lime, la ei mașini, o lași mașina, o ia altul. 2025 am înțeles că Paris dă drumul la taxiuri zburătoare. Sau dacă nu le-o dat de anul ăsta deja. Robot? Ce, mă, pe de-aia să vând roboți, mă, Tesla, am văzut eu pe Twitter că au fost care și-au cumpărat deja robot ăsta, generația 3. Și îi pune filmul ăla, ai robot. Da, mă, ce zici? Și la noi că se plau oamenii cu bota de lemn din gardă. Haide, capul meu. Bă, dar ce coborâre aici? Eu cred că mai mă duc o tură, că am benzină multă și îi dau în urcare, că în urcare pot să-i dau jar. Uite ce fain e aici, și bat cross dacă ai ATV-ul. Chiar îmi căutam un cross acum de toamnă. Că normal eu pe de ăla m-am învățat să mă dau așa. De aia țăran și știți, mă, copii. De aia zi eu țăran, că eu m-am dat cu din ăla. Așa cum vezi păretele astea ne așa în stânga, eu îi dau cu ăla în sus. Și cum zic, să vezi ăla după 20-30 minute. Cum te gata și nu mai ți-s bune mâinile și picioarele și iau un trunc de ăla de copac ascuns sub frunze
și sari de pe motor. Vezi, atunci cine ești tu? Vrei acasă, clavicule rupte și cu... În fine, dăm un pip aici. Aici, în dreapta, au tot venit oamenii la grătare, nu i-au plăcut la proprietar, că i-au lăsat vatră, peturi, acum nu mai lasă peturi, că să bat, să le ducă. Nu, cred că mă întorc nimă la finișel, să eu acum. Mă întorc înapoi să dau pe acolo în sus. Mai dau o tură pe acolo în sus. Hai, dar le pot să iau curba asta pe stânga, să nu scap mobră aici, pe mă ajută copiii ăștia, nea, să o ridic. Mă dau un pic pe aici, nea. Îi dau o tură asta așa, să ne aranjez asta. Navigația. Drum temporar închis, vezi, ăsta e pe închis, bă. Ia, așa e șmecher. Ai. Da, așa că porcare, pot să și trag de gaz un pic. Să nu mă trezesc iar cu ceva buldo. Da, paite așa până în 110 mere. Ce-mi place cum mă pune în șaua. Greci o fână de motor, două rateuri. La Carda nu prea-i place, dar e că ne iartă astăzi. Aici, bam, schimbăm treapta. Nu vedem ce e în față, iară gaz. Un pic de grijă, e o și păcătos. Dă o inferioară scurtă. Pac, aici alungim. Frână de motor. Oh, nu vă place, Sanchi. Așa care aveți mobre, nu vă place. Ha, dați aici, nea, știați-vă și voi. Vă mai dați putre betoane, că nici chiar asta s-a murit un băiat. Doamne ferește, chiar azi s-a murit un băiat fără glumă sub pod la mără și acolo, în intersecție. L-a lovit ceva mașină, săracul. Și tău mai tinere, am văzut că pățesc. Ferească Dumnezeu. Ai, ce fain a fost, zici că cu liftul m-am dus. Măi, omule, măi! Mi s-a întrerupt filmarea că de unde am pornit eu inițial și vorbeam singur. Nu știu dacă am mai zis încă o dată, dar repet, nion ce drum. Ziceam că îmi dai depresii, supărări, mai vrei să scapi și tu un pic de stres. Vorbesc pentru ăștia care nu știu ce înseamnă moto. Că pe canalul ăsta meu pe care eu postez video-ul ăsta nu e nișă de asta de moto. Că e de travel. Și mai sunt și domni în vârstă, mai să rămână. Și oameni care vorbesc frumos și care interesează ce eu le arăt. Cât știu eu și cât pot. Poate pentru unii țărani și nu mă ridic la nivelul lor, nici nu fac YouTube din ui aici, bă, din dragul de a fi ghid turistic pentru cineva, că nu asta vreau eu să arăt. Eu sunt exact așa cum mă vezi acolo, nu mă ascund, nu vorbesc domnește, nu te mint. Mă mai abțin de la înjurături, atâta pot să zic că fac. Și să revenim la subiect, ce vreau să zic e că
când ai depresii, probleme, stres, mai știu eu ce gânduri, nașpa, când te-ai urcat pe motocicletă, totul s-a oprit. Asta e terapie. Unii zic că mersul cu motocicleta e meditație. Eu de acum, dacă nu mă concentram cât de cât să vorbesc, ca voi să auziți ce vorbesc, și probabil foarte puțină lume ajunge cu vizionarea până în minutul ăsta la acest video, care ați ajuns până aici și ați avut răbdare, aveți respectul meu și vă salut, domnilor, domnilor. Dacă nu vorbeam, într-adevăr era meditație, pentru că te gândești și te concentrezi la drum și pe urmă intri, te adâncești în gândurile tale și ce îți trece ție pe acolo. Unii au imagini, unii au numai ceață. Și trece o oră, două, și așa bine, nu mai ești încordat. E ca un duș, uite, ca o baie. E ca o sare de baie. Ca o baie cu sare. Dă un pic așa mai ca aici, în gust tare și să nu vină Vasilică cu o duba. Să iau un braț în radiator. Da. Un inferior mic aici. Deci că e și frică să mă înclin așa. Deci intru cu 60 într-o curbă de asta, dar ar merge și mai bine. Nu neapărat că nu m-am dat de vreo 3 săptămâni. Poate chiar și o lună, dar nu cred. Adică stai mă, că eu de 3 săptămâni s-o opera, de o lună nu m-am dat. Zici că mi-e frică așa de mâna asta. Mi-a zis domnul doctor Iuliu Stan de la ortopedie, care îl salut cu respect și oriunde îl voi vedea. Ai de grijă și cu bicicleta și cu ce faci tu cu prostiile alea tale. Căcați, iară vin apoi. Mai bine ai răbdare să te vindeci. Bă, dar el când îmi povestea mie asta, eu eram cu casca de moto lângă mine, la ambulator acolo. O să zic, de unde ai ventilator, dar aia 50 de kilometri. Nu, am zis că de aici, de mai aproape un pic. Bă, rupe scaunul, bă, ăsta, bă, ce m-a pasă el. Păi cu doi. Deja sunt în vârf. Dacă... Nu mai știu ce am vrut să zic. Dacă am urcat, am venit mai repede. Am venit mai jar un pic. Mă întorc undeva aici, iară. Dacă mă opresc aici, nu mă întorc. Și mă duc acasă, bă. Cred că mă duc acasă. Bă, băieți, v-am pupat, v-am salutat. Pe care l-am jignit, vă rog să mă iertați. A fost fără intenție. Vedem la următoarea ieșire. Ceau. V-am pupat. Bye.